Dacă dai noaptea. Noaptea, pentru cine dă noapte e ăsta? Și pentru cine dă ziua, Bali? Se dă ziua. Că dacă e ziua, pare lumină. Adevărat. Adriane, prezinte-mă puțin cabina la acest sprayer frumos american. Deci, după cum vedeți, colegul nostru, domnul Adrian Olteanu, director de produs, product manager sau cum se mai spune în toate limbile. Confortul este la el acasă aici. Avem două monitoare, de îndată ce pornesc. Cam ce ai putea să faci cu aceste monitoare? Destul de importante, pentru că ai informații vitale în fiecare instanță de lucru, da? Tu ai nevoie să știi tot timpul partea de navigație, trebuie să o vezi în ochi tot timpul. Tu ai nevoie tot timpul să știi informații despre sistemul de lichid. Și două secunde că monitor. Cameră. Camera de la vedere. Vedem în spate. Am văzut și niște camere pentru ghidarea pe rând. Și ai și camere de rând acolo. A, e afară acolo. Și acum a detectat configurația la mașină. Aha. Acum au pornit sistemele. Și uite, vezi? Aici pot să pun partea asta de hartă, unde am joburile, pentru la un job. Avem informații despre hartă. Da. Și aici avem informații despre lichid. Da? Și ai tot timpul în ochi ambele informații, în așa fel încât să nu stai să schimbi între ecrane. Da, da, da. Pe lângă conectivitate, da, care îți oferă AFS 1200, dovezi din birou absolut tot ce faci. Înțeles. Îi strângi rampele? Ăla e autofoldul? Adevărul că la asta n-am avut ocazia să lucrez, e prima oară când strâng rampele la ea. Aha. Înțeleg? Și vreau să văd cam cum lucrează, știi? Să văd dacă îl face sau... Uite, vezi? Adică... Uite-o, bă, că și eu așează-mă, fracare, și-o lucru. Ai văzut? Asta n-avea 30 de metri. 30 de metri nu avea. Și da. Acum, frâna de parcare s-o deblochez, ți-a apăsat pe ăsta, și așa? Da? Lucru. Și acum, se ridică scara, și acum, avem. Nu mai nimeni poate să fie pe aici, nu? Sper că nu. Ma, mașina e pe impulsuri, știi? Asta nu mai e ca aia. Nu mai e pe cablu. Nu mai e ca aia, la nu mai e aia vechea. Ai, dai doar impuls să meargă înainte, nu? Da. Ce tare. Și pun până înăuntru de aici, da? Da, da. Îi dau un pic de turație la motor. Îi dă trucere jumate de turație motorul. Și ca și confort, e net superior. Te referi comparativ cu modelele suspensie vechi? Paie. Da, cele vechi erau cu telescop și arc suspensie. Suspensie hidraulică pe față. Da. Și pe spate telescop cu arc, da. Cu arc. Acum, suspensie, perne de aer și pe față și pe spate. Care îți oferă? Fii atent la frânare. Ah, da, nu mai... Acțiune. Alt confort cu mașina, vezi, da? Clar. Și bineînțeles, poți să selectezi imediat viteza de înaintare tehnică. Deci eu am pus acum o limită de 10 km la oră, da? Da, da. Deci eu când încep să plec cu ea, pleacă până la 10 km la oră. Sau două cruise control-uri, una la 13, una la 26. Aha, depinde aha. Cum vreau să lucrez în teren. Foarte. Și am informații tot timpul, am navigație aici, am sistemul de lichid aici. Și pot să-mi aduc aici, inclusiv partea de rampe. Foarte tare. Controlul rampelor. Mă refer la înălțime. Și practic ăsta este cel mai mic model, nu? Asta e cel mai mic model, care vine cu 3700 de litri tank și avem cel mai mare model, 6000 de litri tank. Adică te referi la bazinul de soluții, cel mai mare de 6000 și ăsta fiind cel mai mic e de litri. Arată puțin comenzi. Deci aici avem autofoldul. Da, am văzut asta. Frâna de parcare, da. Electronic. Da. Butoane configurabile, pe care da. Putem să configurăm ce vrem noi. Dacă vreau să aprind luminile, pot să aprind luminile de aici.
Rampa. Când ai pus-o pe parcare, a coborât automat scara. Rampa. Sus, jos. Da. Și aici partea de secțiuni, da? Uh-huh. Secțiunile sus, jos, stânga, dreapta. Da. Sus, jos. Și aici ultima parte, s-o foldezi stânga, dreapta. Navigație, pornim pompa, cruise controlul și aici. Acum, ce vreau să-ți mai arăt? Vreau să-ți mai arăt partea de Universal Terminal. Trebuie să oprim jobul ăsta ca să-ți arăt ce pot să mai aduce aici pe monitorul ăsta. Aha. E foarte important să nu stai să schimbi între monitoare. Da? Corect. Universal Terminal. O să aduc partea de rampă. Da. Îl trecem aici. Ok. Îl vezi, da? Da, nu-l da, da. Aici. Începe să-l încarce. Da, da, da. Scaunul are și ventilații? Scaunul avem încălzire. Suspensie, încălzire. Mai sus încălzirea. Aici pe și două. Ventilație. Asta e încălzire. Asta este ventilație. Aici e încălzire, operatorul. Aici e ventilație. Și aici e nivelul de încălzire. Îți dai seama operatorul cum stă în asta? Confortul este maxim în mașina asta. Da? Avem confort la dreptul maxim. Și cabina, ai vizibilitate. Felul care stai. Da. Suspensia pe aer care îți oferă net superior. Clar. Un confort net superior față de orice am mers până acum. Orice am mers până acum. Sistemul de control al mașinii, da? După cum vezi, este pe impulsuri, da? Avem pe impulsuri. Înseamnă cu multicontrollerul de la tractoare. Cruise control cu tot ce vrem. Vrem să selectăm viteza maximă de înaintare. Cu cât să mergem noi, da? Selectăm foarte ușor. Aha, accelerația la motor și bineînțeles avem acest encoder cu care putem să mutăm între ecrane. Încă încarcă Universal Terminalul, încă încarcă. Mai durează un pic. Eu am făcut acum o demonstrație, că normal dacă o dată încărcat aici, rămân aici. Ah, da, da, da. Fi nouă... Acum fiind nouă mașina, el încarcă softurile. Corect. Și aici avem sistemul de funcționare. Cum funcționează mașina asta? Practic, e foarte simplă, da? După cum știți, mașina asta lucrează cu presiune constantă. Și aici punem 3 bar jumate, 200 de litri la hectar. Și mașina o să-mi funcționeze cu presiunea asta și cu cantitatea asta, cam începând de la 3,2 până la 9,2 km la oră, îmi funcționează optim. Cu duzele astea, dar eu am niște duze puse, selectate niște duze foarte mici acum, puse. E, în momentul în care pun niște duze, de exemplu, de 0,8, pot să mă duc la 14-15 km la oră, începând de la 6-7 până la 14 km la oră. Deci el îți arată unde lucrează optim duza. Uh-huh. Da? Și mai durează un pic până să încarcă și partea de control de înălțime. O să vedem imediat. Ăla ce face automat? Ce să-și facă automat? Ai zis controlul înălțime și... să știi mașina cât are... Deci ecranul ăsta care e aici, da, îl mut aici. Asta fac eu acum. Am înțeles. Dar în momentul în care... și acum practic îl clonezi, nu? Gen. Îl ia de aici și îl pune aici. Și uite, vezi? Acum mi-am mutat. Uite-l. Am mutat GPS-ul, măi. Deci ecranul de aici, l-am mutat aici, am da? Înțeles. Și acum am controlul rampei aici. Și aici îmi rămâne GPS-ul, da? Am înțeles, da. Dacă vreau să-l pun la loc, îl iau de aici, apăs pe butonul ăsta așa, apăs așa și îl mutăm partea asta. Și mutăm partea asta. L-am mutat aici, da? Am înțeles, da. Asta e avantajul la două monitoare. Da, 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 da. Ce e pe Universal Terminal ne mută după unul pe altul. În afară de navigația, navigația o să rămână tot timpul aici. E controlată de Raven, care este top în domeniul ăsta al sprayerilor, partea de sprayere și fertilizatoare. Câți ani ai de când te joci cu sprayerile așa? Că ai avut mai multe mărci pe mână. Ai avut și Hardy, ai avut și... ce mai avut? Am avut o grămadă. Nu știu, după sprayere așa mai mult, nu știu, 2010, cred. De prin 2010. Pam pe aici. Agricultură 2001. Așa, cam asta e șmecheria cu asta. Aici avem secțiunile, binetele, dacă vrem să... Să închide duză de duză? Dacă vrem să mecanic să închidem secțiuni, de exemplu, noi avem o solă mică, da? Da. Și intru primată în ea, care n-a avut hartă, n-a avut nimica. Și trebuie să lucrez să închid jumate de rampă. Poți să închid aici jumate de rampă. Uite aici.
Da, 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 da. Dar practic ea închide duză de duză, nu? Ea, când, ea acum când i-am dat astea 6 secțiuni, ea închide, închide secțiunile. Secțiuni, da? Da, corect. Dar ea este capabilă să închidă duză cu duză pentru că Section datorită control. Sistemului AIM. Da, AIM Command. Asta ce am zis eu aici, este manual să închizi o anumită secțiune când ai o solă care este prea mică, să-ți dau da, un exemplu. Corect. Da, corect, am înțeles. Că în zole mari facem conturul și acolo lucrează independent. Nu este ca la Magnum, este ca la Patriot Viper, da? E pe Raven, da? Deci e singurul ecran care nu poți să-l muți, da? Deci navigația rămâne pe Viper tot timpul. Pe celălalt poți să muți parte de lichid, parte de rampă, etc., etc. Pentru că acolo e isobas, Universal Terminal. Da, poți să vezi din birou ce faci. Da? Deci asta este același abonament care e la tractoare, 5 ani de zile. E și pe asta.